Românii fac filme tari și știm deja asta. Regizorul Tudor Giurgiu a luat niște fapte reale și le-a trecut prin lentilă ca să fabrice pelicula De ce eu? Despre ce vorbim? E povestea unui procuror ambițios care încearcă să rezolve un complicat caz de corupție în România anilor 2000. Și știm cu toții cum era România anilor 2000. Oamenii UTV au fost printre vedete la premiera filmului. Salutare, UTV, Liza aici în fața dumneavoastră și vreau să vă spun că am ajuns la premiera filmului De ce eu, regizat de Tudor Giurgiu. Actorii urmează să apară, iar noi mergem așa un pic la intrare ca să stăm de vorbă cu ei. Cum a fost să lucrați cu Tudor Giurgiu? E un regizor foarte, foarte mișto și își iubește foarte tare actorii și le dă încredere și asta e un lucru absolut senzațional pentru fiecare din actori și creează o atmosferă de asta de liniște și de confort, face ca lucrurile să fie ușoare. Cum se lucrează cu Sore? Cum e Sore ca actriță de film? Eu lucrez foarte bine cu ea, având în vedere că pentru... O surpriză? Prima oară când ne-am cunoscut am și filmat o scenă de dragoste, adică n-a fost așa comod. Dar e o tipă foarte mișto și am simțit foarte bine cu ea. Da, e un profesionist. De ce să vină tinerii la acest film? În primul rând ar trebui să vină ca să-și amintească de frumusețea interioară, pentru că Cristian Panait a fost un om cu adevărat frumos. Și probabil că se vor gândi la anumite lucruri, să nu mai stea în mocirlă. Ne lipsesc din ce în ce mai mult oamenii care se creadă foarte tare în principii și să aibă o scară de valori, unde compromisul să nu existe și pentru că mi se pare un erou și cred că e o poveste pe care ar trebui să ajungă la toată lumea. Tema e simplă, e vorba despre un om tânăr care se luptă cu sistemul, adică cam ce fac foarte mulți oameni tineri în România azi, când termină facultatea, intră la joburi, indiferent că lucrează într-o instituție publică sau la privat, la patron, fiecare zi trebuie să te lupți, să ți impui propriile idei. Din păcate, povestea asta e tragică pentru că omul despre care vorba în film, un procuror, s-a sinucis acum 13 ani. Emilian Oprea, care face rolul principal, e un debut strălucit în filmul de lung metraj. Cu Sore Mihalache, o mare surpriză pentru mine. Eu știam, cântă foarte bine, dar e o actriță foarte mișto. Silviu Pintileasă, Alin Flore, Andreea Vasile, a fost o gașcă foarte mișto și nu întâmplător mulți dintre ei moldoveni. Este care cumva s-a întâmplat să fie așa. Când s-au adunat moldovenii, au făcut treabă bună. Ne-au cotropit, au venit din Piatra Neamț, din Brâlad, din Vaslui, din Iași, de peste tot. Închideți telefon. O să-mi fac și tricou. De ce? De ce? De ce? A fost un film. Și nouă ne-a plăcut. În sfârșit, un alt subiect foarte tare. Și în sfârșit, muzică românească de calitate în film. Respect. Hey, UTV, ce faceți, colegi? Cum vi s-a părut filmul? De actualitate și un pic trist și dramatic, dar frumos. Eu o să spun ce ți-am spus și când am ieșit din sala de cinema. Asta e viața. Până la urmă, filmul ăsta este realitatea în care trăim și astăzi și este foarte trist că adevărul face rău tot celui care îl află și nu mincinosului. Eliza, cum s-a părut filmul? În caz că vă întrebați care este părerea mea, sincer, nu sunt amatoare de filme românești, dar uite că filmul ăsta m-a ținut cu sufletul la gură până la final și la final, mai ca mai, să vărs și eu o lacrimă. Da, n-a ieșit. Fraților, haideți să le spunem celor de acasă de ce să vină să vadă filmul ăsta. Eu cred că filmele românești sunt din ce în ce mai bune. În ultimii ani au primit tot mai multe premii internaționale pentru că e un film de actualitate. Filmele românești trebuie susținute și dacă noi românii nu le susținem și nu ne uităm la ele, atunci ce pretenție să mai avem? Deci, de ce eu, de ce tu, de ce trebuie să mergem la film? Trebuie să mergem că este film românesc și punct.